Ai nevoie să-ți iei timp ca să te întorci spre Dumnezeu. Nu te ruga numai când ți-ai pus timp deoparte ca să faci aceasta. Cu cât ești mai ocupat, cu atât mai mult trebuie să practici întoarcerea către Dumnezeu. Dacă aștepți până timpul este favorabil, nu e nicio umbră de îndoială că vei sfârși petrecând puțin timp cu Dumnezeu. Încearcă să vii înaintea lui Dumnezeu atât dimineața cât și seara. Roagă-te cât de mult poți în timpul celorlalte îndatoriri ale tale. Învață să răpești acest timp în intervale mici și vei găsi aceste momente drept cea mai prețioasă parte a zilei tale. Nu ai nevoie de mult timp ca să-i spui lui Dumnezeu că-L iubești. Înalță-ți inima către El. Adoră-L în adâncurile Duhului tău. Adună înaintea Lui ceea ce faci și ceea ce suferi. Spune-i lui Dumnezeu cele mai importante lucruri care ți se întâmplă. Spune-i ce versete îți vorbesc când citești Biblia. Alipește-te de cel mai scump prieten. Trăiește în el cu încredere nemărginită. Vorbește-i dintr-o inimă plină de dragoste. Pe măsură ce înveți să-ți întorci continuu Duhul către prezența iubitoare a lui Dumnezeu din lăuntrul tău, te vei trezi întărit să faci ceea ce ți se cere. Iată împărăția lui Dumnezeu prinzând viață în tine. Pe măsură ce Dumnezeu te atrage la El, urmează-L cu încredere deplină. Iubește-L așa cum ai vrea tu să fii iubit. Sună oare extravagant? Nu se poate să-i dai lui prea mult. Când El îți arată moduri noi de a-L iubi, atunci fă așa. Întoarce-te la rugăciune și la părtășia interioară cu Dumnezeu, indiferent cât i-ar costa aceasta. Întoarce-te la El și dă-i lui totul, fără rezerve. Almiteri, nu vei avea pace. Lasă toate planurile tale. Dumnezeu va face ceea ce consideră că e cel mai bine pentru tine. Cel mai important lucru este să te întorci la părtășia ta cu Dumnezeu, chiar dacă ea pare aridă și atenția ți este lesne distrasă în altă parte. Mă tem că te vei îngropa prea adânc în treburile tale zilnice, ca să fugi de circumstanțele dureroase în care te găsești. Trebuie să vii la Dumnezeu de-a lungul zilei și să reînnoiești prezența Lui în tine. Trăiește în pacea lui Dumnezeu, fă ceea ce așteaptă de la tine, în timp ce în lăuntrul tău privești la Domnul, numai El este vrednic de dragostea ta. Esența vieții tale de creștin e cuprinsă în cuvintele lui Dumnezeu către Avram. Umblă în prezența mea și vei fi desăvârșit. Prezența lui Dumnezeu îți calmează duhul, îți dă un somn odihnitor și îți liniștește mintea, dar trebuie să te dai în întregime lui. Nu-ți ia mult timp să-L iubești pe Dumnezeu, să te refaci în prezența Lui și să-L adori în profunzimile inimii tale. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul tău și nimic nu poate tulbura. Din când în când trebuie să-ți impulsionezi dorințele tale cele mai adânci de a fi total devotat lui Dumnezeu. E nevoie să existe perioade când să te gândești numai la El, cu o dragoste total netulburată. În aceste ocazii, consacră-i Lui simțurile tale în întregime. Nu te lăsa prins de lucruri care știi că te distrag de la Dumnezeu, atât în afară cât și în lăuntru. Odată ce ești distras de la Dumnezeu, este greu să te mai întorci la El. Fii mai ocupat cu Dumnezeu decât cu orice altceva. Fă totul cu conștiința că acționezi înaintea lui Dumnezeu și de dragul Lui. La vederea măreției lui Dumnezeu, pacea și o stare de bine ar trebui să-ți umple duhul. Un cuvânt de la Domnul a potolit Maria furioasă. La fel, o privire a Lui asupra ta și a ta către El va face același lucru pentru tine. Înalță-ți inima spre Dumnezeu. El te va curăți, te va lumina și te va conduce. David spunea, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Repetă cuvintele Lui minunate, pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Nu aștepta timpul de a putea închide ușa după tine fără nicio piedică. Momentul când tânjești după rugăciune lăuntrică este suficient ca să te aducă în prezența lui Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu simplu, plin de încredere și cu familiaritate. Chiar și în acele momente când ești cel mai mult întrerupt, te poți întoarce la Tatăl tău.
Rugăciunea adevărată nu înseamnă altceva decât a-L iubi pe Dumnezeu. Rugăciunea nu devine puternică printr-o mulțime de cuvinte, căci Dumnezeu cunoaște simțămintele tale cele mai adânci înainte să le rostești. Adevărata rugăciune vine din Duh. Te rogi numai pentru ceea ce dorești realmente. Dacă nu vezi ce dorești în adâncul inimii tale, atunci rugăciunea ta este falsă. Ți-ai putea petrece zile întregi rugându-te, dar dacă nu te rogi din dorințele tale cele mai adânci, cele mai intime, atunci nu te rogi. Te rogi fără încetare când în inima ta există iubire adevărată și când acolo e o dorință născută din Dumnezeu. Dragostea ascunsă în adâncimile Duhului se roagă continuu, chiar și atunci când mintea ta e nevoită să se ocupe cu altceva. Dragostea-i cere lui Dumnezeu să-ți dea ceea ce ai nevoie și să privească la sinceritatea ta dincolo de slăbiciunea ta omenească. Sunt două lucruri care te vor ajuta să menții acest duh de rugăciune: timpul regulat pus deoparte ca să fii cu Dumnezeu și revenirea la Dumnezeu cât de mult poți de-a lungul zilei. Primul rod al iubirii sincere pentru Dumnezeu este dorința fierbinte de a face tot ce stă în putință ca să-i fi plăcut prea iubitului tău. Unirea reală cu Dumnezeu înseamnă să faci tot ceea ce Dumnezeu cere de la tine, indiferent de ce simți. Ai grijă să-ți faci timp pentru Dumnezeu.